Bună seara, prietenii mei, și pacea lui Iisus! Ne bucurăm de o nouă ocazie de sărbătoare sfântă și mulțumim Dumnezeu pentru săptămâna ce s-a terminat și de asemenea ne bucurăm pentru ziua pusă deoparte prin Harul lui Dumnezeu. E bine să îi mulțumim Dumnezeu pentru toate acestea și mai ales în condițiile pe care le avem la ora actuală. Ne rugăm pentru bunul mers al vieții noastre personale, de familie, de biserică, dar în mod deosebit ne rugăm pentru viața noastră spirituală, pentru credința noastră, ca ea să fie întărită, protejată prin Harul lui Dumnezeu. Și în această seară continuăm studiul nostru din parabole, cu o parabolă care o leg de celelalte două și le-am studiat până acum, care va fi pilda neghinei. Pentru o înțelegere potrivită și pentru a avea har din partea lui Dumnezeu, să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru ocazia ce avem. Îți mulțumim că prin harul Mântuitorului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt putem să venim înaintea Ta de fiecare dată în studiul biblic cu o credință întemeiată pe făgăduința Ta, că Tu ne vei da înțelepciune să înțelegem și să practicăm în mod cuvenit cuvântul Tău. Dă-ne hărnicie, dă-ne prosperitate spirituală și bunăvoință. Înțelegerea noastră fie deplină și apoi să știm cum să aplicăm în viața noastră spre fericirea noastră, mântuirea noastră, dar nu în ultimul rând pentru onoarea numelui Tău. Binecuvântă familia noastră de acasă, de la biserică și fă, Doamne, ca această întâlnire să fie sub providența Ta și călăuzirea Ta. Ne închinăm înaintea Ta, îți mulțumim și Te lăudăm acum, dar dorim odată și în împărăția Ta prin Iisus. Amin. Această pildă frumoasă, importantă, care are foarte multe aspecte pozitive, dar și negative în același timp, ne introduce acum într-o altă sferă de gândire în ce privește perspicacitatea și pedagogia acestei metode pe care Iisus a practicat-o, și anume prezentarea pildelor. Pildele cuprind o învățătură adâncă, profundă, care trebuie să fie analizată, îți dă de gândit și poți să faci aplicații multiple în ce privește viața noastră spirituală, chiar și viața noastră cotidiană. Hai să dăm citire acestei pilde și oarecum să le legăm și de cele care le-am studiat până acum. Matei, capitolul 13, începând cu versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi pune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. O pildă importantă care scoate în evidență această dualitate și această împreună trăire între cele bune și cele rele. Dacă în celelalte două ocazii am studiat despre pilda seminței și a firului verde, și apoi pilda seminței de muștar ca fiind cea mai mică, reprezentând împărăția lui Dumnezeu și de asemenea credința ce Dumnezeu pune în ea noastră. Chiar dacă e mic, el se va face mare prin puterea lui Dumnezeu, pentru că acolo, în acea sămânță, există viață, putere, informații, există această caritate extraordinară de a se dezvolta dincolo de aparențe și dincolo de logica noastră. Uite ce mic este, neînsemnat. Dar acel neînsemnat în planul lui Dumnezeu are o mare însemnătate. Deci, până la urmă, nu cantitatea este cea mai importantă, așa cum o vedem noi din perspectiva noastră umană. Vreau mult, mult, vreau să mâncare multă, dar mâncarea multă te îmbolnăvești, vreau avere multă, dar asta îți creează mari probleme. Noi vrem mult, iar Domnul spune nu, mai puțin, dar cu binecuvântare.
Și dacă Dumnezeu binecuvântă credința noastră, aia așa neputincioasă, ea se va putea dezvolta. Ei, acum, în această pildă, pe lângă grâu, sămânța de grâu, nu? Sau sămânța de muștar, care au o mare valoare în planul lui Dumnezeu și ele se pot dezvolta în mod minunat și frumos, spre lauda lui Dumnezeu și spre dezvoltarea vieții noastre spirituale după făgăduința Domnului, iată că în acest ogor pe care Domnul îl are, un ogor care este lumea sau care poate să fie biserica, dar care poate să fie și inima fiecăruia dintre noi, acest ogor primește atât sămânța cea bună, grâul, dar primește în același timp și sămânța cea rea, care este neghina. Ca aspect, grâul este frumos, nu să zicem noi galben-alb spre alb, dar neghina este neagră. Deci, în mod evident, avem de a face cu o diferență clară între ceea ce este bun și ceea ce este rău. Lumină și întuneric, adevăr și minciună, Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos Mântuitorul și pe partea cealaltă, diavolul cu îngerii săi. Nu există o înfrățire între lumină și întuneric, nu există înfrățire între ceea ce este bun și rău, între ceea ce este adevăr și minciună. Ele pot trăi împreună. Normal că la Dumnezeu adevărul și tot ce înseamnă Evanghelie este curat, limpede, clar. La diavol există și amestecul. El amestecă zisul bine, binele lui, un bine contrafăcut, dar e amestecat cu răul. El cumva dă o formă a binelui, îmbracă lucrurile în lucruri strălucitoare și prezintă lumea aceasta ca ceva fabulos, extraordinar. Ca doar să accepți, dar în sine este acolo răul, cum într-o cantitate mare de apă sau de suc sau știu eu ceva plăcut la privit, pune două picături de otravă și toată acea băutură devine fatală. Ea nu are nimic valoros. În ea ar trebui scris pericol de moarte, dar pe etichetă nu scrie așa ceva. Spune băutură deosebită, băutură frumos mirositoare și este încântătoare. Ăsta este modul în care Satana lucrează. Pe de altă parte, Dumnezeu lucrează într-un mod corect, fără să manipuleze. Aici, în această pildă, avem câteva lecții de învățat foarte, foarte importante. Deci, în primul rând, Mântuitorul ne prezintă că împărăția celor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Nu, să zicem grâul. A semănat sămânță bună. Unde a semănat Domnul sămânța bună? A semănat-o în această lume. El seamănă sămânța bună în biserică. El seamănă sămânța bună în inima fiecărui om. Ne îndeamnă la lucrurile frumoase, valoroase. El pune principii în modul nostru de viață, chiar în viața noastră cotidiană. Mergi pe stradă, conduci mașina, treci, nu, strada. Există regulă, știi, pe la verde treci, dai prioritate. Există legile de bun simț, protocolul care este necesar în orice activitate, să dai întâietate celui care este vulnerabil sau cel care este mai respectat, bătrânului sau părintelui. Toate acestea sunt aproape niște reguli și principii de viețuire, valori sociale nescrise. Ele sunt undeva acolo, în noi, și se spune așa, cei 7 ani de acasă. Acum, mă rog, sunt 6 ani sau poate fie 10 ani. Nu cred eu că cantitatea ca timp. Important ca această lecție să fie învățată și cei 7 ani pot să se extindă la 14 ani sau la 21 de ani, că tot timpul învățăm. Pentru mine, la vârsta mea, cei 7 ani de acasă trebuie să mai existe sau nu? Păi stai că eu am o vârstă, acum ceilalți trebuie să manifeste față de mine cei 7 ani. Nu! Eu trebuie să manifest cei 7 ani care se transformă în cei 60 de ani de existență. Și eu trebuie să manifest valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în mine și valoare pe care Dumnezeu are față de ceilalți prin modul meu de a vedea lucrurile, cum le văd, cu ce ochi. După ce sămânță care a căzut în inima mea. Deci Domnul pune sămânța bună în inima noastră, în biserica noastră, dar în același timp spune pilda
că într-un anumit moment, când nu era lumină noaptea, a venit un vrăjmaș, a semănat neghină între grâu și a plecat. Adică a semănat această neghină de ce? Să facă rău stăpânului, ca în ograda aceea unde trebuia să fie un lan minunat de grâu, să apară neghina, care surprinzător la bob se diferă, dar odată pus în pământ nu mai știe nimic, iar când iese afară, firul verde este și al grâului, firul verde este și a neghinei. Nu se deosebesc la început, de-abia târziu se deosebește că unul este bun și altul este rău. Robii sunt surprinși de această situație. Știm că acest ogor pe care stăpânul îl are, și acum puțin să fim specifici, ogorul specific al Domnului este biserica, nu? Și te gândești, în biserică trebuie să fie doar grâu, e lanul, ogorul Domnului. Acolo ar trebui să fie numai grâu, bob și bob. Iată că lucrurile nu stau așa. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta, de unde are dar neghină? Marea mirare a multora dintre noi, cum de se întâmplă? Și aici mă axez pe două direcții. Lumea, e clar, Domnul predică Evanghelia tuturor oamenilor. Să nu credeți că oamenii aceștia din lume, știu eu, care zicem noi că n-au Evanghelie. Ba da, o au. E adevărat că noi trebuie să ne facem partea și eu cred că partea noastră, misiunea noastră, să fim oameni de ispravă, oameni credincioși, oameni loiali, oameni milostivi, oameni înțelepți, chibzuiți, să demonstrăm că l-avem pe Dumnezeu ca Tată și Conducător al vieții noastre, în primul rând la cei care sunt în jurul nostru, care ne pot vedea, ne știu pe nume, vecinii noștri, rudele noastre, prietenii noștri, colegii, oamenii de la, știu eu, colegii de școală sau de servici, oamenii din biserică, ce spun oamenii aceștia despre mine, cum gândesc, ce influență, influența mea poate să fie a grâului sau influența mea poate să fie a neghinei. Noi stabilim ce vrem să fim. Dumnezeu spune, eu vreau ca tu să fii grâu, chiar dacă firea mea, tendința mea este spre rău, pentru că de la început, când Adam și Eva au păcătuit, ei au păcătuit prin faptul că au ales prin propria lor determinare și prin propriul lor gând și decizie să aleagă neghină în loc de grâu, cu toate că aveau toate informațiile necesare sau dacă nu le aveau, puteau să întrebe. Avea cine să le răspundă, așa cum și astăzi, același lucru. Spunem noi că Adam și Eva au fost într-o situație favorabilă față de noi. Da, dintr-un punct de vedere. Dar din alt punct de vedere, noi avem o situație mai avantajoasă decât Adam și Eva, pentru că noi avem datele concrete ale iubirii lui Dumnezeu prin jertfa de pe Golgota. Adam nu le avea. Era o teorie, știa el ceva câte ceva, dar planul de mântuire n-a fost pus în aplicare decât după căderea în păcat. El îl cunoștea pe Dumnezeu doar din perspectiva creatorului, a tatălui său, dar nu a unui mântuitor. Pentru că Adam n-avea nevoie de mântuitor cât timp era neprihănit. Așa cum și îngerii. Îngerii la ora actuală studiază planul de mântuire desăvârșit pe acest pământ prin viața lui Iisus Hristos făcut om, trăind printre noi oamenii păcătoși și refuzându-L, batjocorindu-L, scuipându-L în față și răstignindu-L, și îngerii își dau seama de minunea acestui plan de mântuire pe care eu îl pot demonstra și eu și trăi în viața mea și să fac alegeri potrivite cu planul de mântuire. Alegeri potrivite cu ceea ce Dumnezeu mi-a demonstrat că este El. Și surprinzător, eu aleg neghina în locul grâului, chiar fiind în biserică. Eu vorbesc de biserică, nu de lume. Lumea cu treburile, habar n-avem noi câte se petrec în lume. Lumea Domnului. Eu îmi fac partea mea, dar oricând mi-aș face parte, nu voi cunoaște pe deplin ce se întâmplă în lume. Am și o imagine, văd și eu ce se vede pe stradă, în magazin, sau mă uit la niște știri care sunt contrafăcute, manipulate. Acolo și acolo, jumate-jumate, de să ai înțelepciune să selectezi și dacă asculți foarte mult, s-ar putea să te smintești. Problema se pune că eu am datorie față de propria mea integritate, de propriul meu câmp pe care eu trebuie să-l deselenesc. Și acest câmp care este? Sufletul meu, inima mea și familia mea și imediat familia cea mare, biserica. Deci sunt trei locuri esențiale, importante, pe care eu trebuie să le am în vedere. Inima mea, inima familiei mele și inima bisericii. Acestea sunt terenuri care eu trebuie să le ocrotesc. Deselenire,
semănare, udare, apoi privire și tot timpul grijă, grijă, ca nu cumva acei servitori ai stăpânului au observat apariția neghinei și au aflat două lucruri foarte importante în legătură cu acest lucru. Pentru că el, stăpânul, a răspuns când i-au întrebat de unde a apărut această neghină? Iar stăpânul a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Un vrăjmaș e un răspuns pe care ar trebui să ne-l dăm mereu când avem întrebări, semne de îndoială, de ce, Doamne, cum s-a întâmplat, dar de ce în biserică, dar de ce în familia mea? Câte nu se întâmplă chiar în viața bisericii? Dispute, probleme de familie, controverse, tot felul de clevetiri, tot felul de bârferi nemulțumiri, multe dintre ele gratuite, fără niciun temei. Dar mă rog, asta este situația, trăim într-o fire care este netrebnică și chiar ajunge până la nebunie. S-au socotit înțelepți și au nebunit. Cuvântul Domnului e foarte clar. Nu avem unde să ne rătăcim. Dacă vrei să afli adevărul, vei afla. Problema este că răspunsul e aici în Biblie și mi se pare un răspuns elocvent, profund, deplin. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. De ce? Pentru că există un diavol care lucrează cu mare putere și în biserică, și în familia mea, și în viața mea. Pentru că aspectele firești, tendințele acestea pământești ale omului care este supus greșelii, păcatului și chiar demonismului, ele sunt frecvente, ele sunt lângă fiecare dintre noi. Dumnezeu ne apără, că dacă ar fi după diavol, ne-ar încăleca pe toți. Faptul că eu văd bunătatea lui Dumnezeu, asta trebuie să mă îndemne la pocăință. Ce este această pocăință? Am studiat-o în studiul nostru din Calea către Hristos. Și ce am spus acolo? Pe de o parte, pocăința este față de lege. Am păcătuit, Doamne, îmi pare rău de păcat și ajută-mă să mă lepăd de păcat, cum spune preotul. Te lepezi de diavol, mă lepăd de diavol, nu? Până la urmă, e un mare adevăr. Vrei să te lepezi sau nu? Dar doar declarativ. Spune omul acolo, mă lepăd, a plecat din biserică și n-are nicio lepădare. Ba din contră, se duce la diavol și pupă tălpile. Adică noi suntem niște fățarnici, una spunem și alta face, iar Biblia spune din partea Domnului, acești oameni mă slujesc doar cu buzele, iar inima lor este departe de mine. Pentru că inima contează, când e vorba de inimă trebuie să pătrunzi în adâncimea sufletului tău și a cuvântului, dar și a sufletului tău, dai voie acestei semințe, care înseamnă grâul, planta cea bună a Evangheliei, să-și prindă rădăcinile în adâncimea solului inimii tale, să pătrundă până în fiecare fibră, pentru că rădăcina aia se va duce. Ați văzut cum se duce rădăcina în pământ? Un pom are rădăcini adânci, aproape coroana de afară este ca și coroana din interior. Rădăcini adânci ca să prindă apă, ca planta să poată să crească și să-i creeze stabilitate. Asta trebuie să facem noi. Grâul cuvântului, a făgăduinței lui Dumnezeu, a planului de mântuire, a jertfei de pe Golgota, trebuie să prindă rădăcină în pământul pregătit al inimii noastre. Ne rugăm Domnului, Doamne, pregătește, dă-mi putere, dă-mi curaj să pot să sap mai adânc, să scot de acolo ce înseamnă piatră, rădăcină, mizerie, ca pământul ăsta de steleniță să fie pregătit pentru o recoltă minunată și sămânța Evangheliei să prindă. Dar iată că vine vrăjmașul și în acest pământ de stelenit aruncă răul. Adică influențele negative sunt foarte aproape de noi. Ele sunt semănate și în biserică. Ele sunt semănate în familia noastră și vom vedem sau vom vedea în viitor. Unii care aveți copii mai mici, acum e bine, dar când vor fi copii mai mari, vă treziți cu niște lucruri de nu vă vine să credeți. Stai puțin, dar eu l-am educat, eu am crescut. Stai, stai. Tu l-ai educat. Dar nu uita că există un vrăjmaș care stă la pândă și are o răbdare nemaipomenită. Mi-a zis felina. Petru vine și spune că diavolul răgnește ca un leu. Răgnește? Dar nu spune acolo pe deplin, dar istoria e, leu răgnește, dar leu altcele stau la pândă și tac din gură. Iar atunci când animalul îngrozit de răgnet fuge, leoaica doar sare și prinde. Adică vrăjmașul e pregătit să ne prindă pe picior greșit, fie că suntem fricoși sau ne încredințăm în puterile noastre, istețimea noastră, dar mai ales ne încredințăm în firea noastră. Punem mai mult bază pe neghină decât pe grâu. Dar să nu uităm, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.
Fie că suntem de acord cu neghina, dar să nu uităm că acolo e vorba de vrăjmaș, fie că nu suntem de acord cu neghina și punem întrebări. Dintr-o parte sau din alta, diavolul încearcă tot să câștige. Fie că accepți planul lui sau chiar dacă nu-l accepți, pui întrebări dubioase către Dumnezeu. Dar de ce, Doamne, s-a întâmplat? Că e biserica ta, e familia mea, eu am făcut aici numai lucruri bune. Ai făcut lucruri bune. De e posibil ca și în viața ta personală să fost rădăcini ale răului care nu le-ai manifestat de plin, nu le-ai făcut față cum trebuie. Nu le-ai prezentat înaintea lui Dumnezeu ca ele să fie lămurite, să fie cântărite și să fie curățate de bunul Dumnezeu. Mă gândesc foarte mult la acest lucru și cred că este important ca această problemă să fie bine gândită de fiecare dintre noi. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? E, aici iarăși avem o lecție foarte importantă pe care Domnul ne-o dă. Nu le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună. Aici cred că se aplică în mod deosebit în ce privește viața de biserică. Noi am vrea ca în biserică să existe numai lucruri bune, noi să fim cei care să judecăm, să vedem, să stabilim binele și răul și Domnul să reglementeze lucrurile după părerea noastră. Și există un anumit nivel de obiectivizare pe care Domnul îl dă, există o situație obiectivă că și în biserică există grâu și neghină care trebuie să crească împreună până la seceriș. Cu alte cuvinte, noi putem să spunem că în biserică, în lanul lui Dumnezeu, există și binele și răul. Problema este ce fel de plantă sunt eu. Dau voie ca diavolul să pună stăpânire și eu să apar în biserică ca o neghină sau dau voie lui Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt și eu să apar în biserică ca sămânța bună, grâul? Eu la ce ajut? La onoarea lui Dumnezeu sau la dezonoarea lui Dumnezeu? Invers, eu lucrez printr-o onoarea diavolului și împotriva lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus, cine nu strânge cu mine este împotriva mea. Va trebui să ne socotim foarte bine cam în ce ape ne scăldăm, cam cum suntem. Suntem în două luntri, suntem și cu vii și cu morții, suntem și cu grâu și cu neghina, suntem hotărâți să luptăm împotriva neghinei din viața noastră. În mod personal, eu pot să lupt împotriva neghinei, eu pot să spun, Doamne, păcatul ăsta din viața mea care e neghina diavolului trebuie să fie îndepărtată. În viața mea eu pot să fac lucrul acesta, că eu sunt o entitate. Smulgerea neghinei nu înseamnă că se dezrăginează grâul. În biserică, da, nu mi se dă voie. Pentru că eu vin să smulg neghina. Uite, bă, fratele ăla acutare, uite ce face, ia să-l dăm noi afară să executăm. Și noi nu știm consecințele. Dai pe unul afară și îl pierzi și pe ăla care este nevinovat, pentru că nu înțelege despre ce este vorba. Lăsați-le să crească împreună, acolo. În viața personală însă nu trebuie să trăiască împreună binele și rău, minciuna și falsitatea împreună cu adevărul lui Dumnezeu. În actul pocăinței, noi pe de o parte ne pocăim de păcate, dar pe de altă parte ne pocăim pentru că l-am întristat pe Dumnezeu, pentru că l-am batjocorit pe Dumnezeu, pentru că nu i-am dat dreptate lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi prezintă adevărul său, iar eu spun așa, păi stai, Doamne, că problema asta cu adevărul tău e o problemă care trebuie să fie interpretată. Nu, adevărul tău e o problemă care mie nu-mi convine. Stai, Doamne, că cu adevărul tău este o problemă care trebuie să fie analizată rațional. Și de fiecare dată noi găsim o explicație, o modalitate ca până la urmă adevărul lui Dumnezeu să fie dat la o parte, sau amestecat, sau interpretat greșit. Și spune Apostolul Pavel foarte clar, pentru că n-au primit dragostea de adevăr, vor primi un duc de rătăcire. Cine va primi duhul de rătăcire? Lumea înconjurătoare? Probabil că și oamenii care fac parte din biserica lor, de care eu nu știu, dar eu știu despre mine și despre frații mei. Cuvântul se referă la cei care cheamă numele Domnului. Doamne, n-am făcut noi numele Tău, nu vă cunosc. Cui spune Domnul acest lucru? La oameni care n-au cunoscut Evanghelia? Ci unora care au cunoscut Evanghelia, celor care au fost în lanul lui Dumnezeu. Dar neghina capătă o anumită autoritate, o anumită aroganță, vine predică Evanghelia.
face misiune, nu? Fariseii se duceau, făceau, dregeau, se rugau, posteau, țineau sabatul, dădeau zecioară, se lăudau cu aceste lucruri. La fel cum facem cei mai mulți dintre noi și eu, cu siguranță, și trebuie să cercetăm lucrurile în amănunțime. Și cunosc mulți care ne fălim și sunt unii aroganți pentru că au limbă și știu să explice. Eu am limbă și știu și mă dau mare că am ceva să dau și voi ascultați și n-aveți ce să spune și eu mă umflu în pene. Înaintea cui? Înaintea voastră? Asta înseamnă că sunt neghină. Pentru că neghina vine și spune, n-am făcut noi. Și Domnul spune, nu vă cunosc. Cui spune Domnul să nu vă cunosc? Grâului sau neghinei? Neghinei. Și iată că neghina este propovăduitoare, știe să facă lucruri. Dar influența profundă din inimă, egoismul, mândria care nu sunt date pe față, ci camuflate, îmbrăcate în haine de sărbătoare creștinești, adventiste. Iată ce fac eu, că eu am niște fapte cu care mă pot mândri și mă pot prezenta într-o imagine favorabilă. Favorabilă înaintea cui? Înaintea oamenilor. Gândiți-vă la Iuda. Ce frumos era, ce elegant, ce vorbea, ce apreciat era de ucenici, era cel mai elocvent, cel mai capabil, era cel mai erudit, era singurul probabil că avea școală dintre ei. Și el era un drac. Doamne, să smulgem neghina? Nu, lăsați-o acolo. Să crească împreună. Acum este judecata finală, ea Domnului. Și nu stabilim noi cine e greu și neghină. Domnul spune așa, v-am dat posibilitatea să judecați între cele bune și rele după fapte. După faptele lor să-i judecați. E o problemă în biserică. Faptele, dovezile bazate pe 2 sau 3 martori. Restul rămâne acolo nascuns. Poate să fie un desfrânat, un mincinos, un tâlhar, un pedofil. Dacă nu este descoperit, nu ai ce să-i faci. Normal că trebuie să veghem asupra unii, asupra altora. Trebuie să veghem asupra îndreptățirii lui Dumnezeu și biserica să fie curățită. Dar cine o curățește de fapt? Harul Domnului, prezența Duhului Sfânt, descoperirea de la fața Domnului, așa cum s-a întâmplat pe timpurile de început ale Bisericii Adventiste. Serva Domnului avea viziuni cu privire la faptele ascunse ale unora membri din biserică, le trimitea scrisoare. Vezi avertizarea din partea Domnului, iar acela rămânea mască cu gura căscată. Dar de unde știe ele numai treaba asta? Păi Domnul știa și descoperea acestei femei. Nu era ea deșteaptă și capabilă, ci Duhul lui Dumnezeu îi spunea că acel om să se pocăiască, dacă vroia, dacă nu, era neghină în continuare. Neghina se poate transforma în grâu? Da, ea personal. Eu sunt, Doamne, neghină prin faptele mele, prin minciunile mele. Doamne, transformă, dă-mi Tu nașterea din nou. Actul pocăinței se referă că o neghină poate să transforme în grâu, pentru că în realitate, prin firea pământească, firea muritoare, ceea ce înseamnă o fire decăzută, păcătoasă, blestemată, care e sortită pieirii, este neghină de la sine. Noi, prin natura lucrurilor, suntem neghină, iar Domnul spune, am venit să fac din neghină grâu. Și acest lan de neghină, unde a venit Domnul cu lumina Harului Său, ne dă posibilitatea să devenim lanul Domnului. Biserica, de fapt, ce este? Adunarea acestei neghine din lumea întreagă care vine în biserică să devină grâu. Și aici vine diavolul să arunce din nou neghină. Ce este această neghină? Gândurile lui, faptele lui, apucăturile lui, faptul că încercăm pe o parte sau alta să fim de acord cu Dumnezeu, dar să-i dăm dreptate și diavolului. Te faci frate cu dracu să treci pârleazul. Scuzele de exprimările acestea care sunt colorate, dar sunt reale. Cain a venit, s-a îndreptățit, s-a certat cu fratele său, s-a certat cu Dumnezeu, că el are dreptate. Dreptatea care? A lui Cain. Dar Cain a fost un ucigaș, un trădător, un om care nu avea nimic bun în sufletul său, cu toate că Dumnezeu a avut milă de el. De unde a apărut gândul acesta în viața lui Cain? A fost inspirația diavolului. Domnul a venit să contracareze. Vezi Cain, fii atent Cain. Domnul totdeauna avertizează prin conștiință și prin cuvânt. Ne spune, fii atent, cristiane, fii atent.
Și spune celor din familia mea, copiilor mele, nevestei mele, rudelor mele, eu pot să vin să încurajez, ei îmi spun mie, noi la biserică, eu vă spun vouă, ca pastor, nu vă pot schimba inima, nu vă pot obliga, trebuie să vă respect, să vă onorez, să vă dau libertatea de alegere. Alegerea este a fiecăruia dintre noi, avertizarea există, dragostea există din partea lui Dumnezeu. Ce fac cu toate acestea? Către ce merg? Domnul să ne ajute ca să înțelegem această lecție extraordinară, că Dumnezeu își are o grada lui, diavolul însă lucrează pe ascuns, eu însă voi alege. Ce aleg? Grâul sau neghina? Doamne, dă-ne dragoste de cuvântul Tău, de har, de mântuire, de jertfa Ta și ajută-ne să fim parte din ograda Ta și din lanul Tău. Grâul să fie curat, deprins, să putem să facem și noi parte din această mare lucrare pe care Tu o faci pe acest pământ. Fă ca biserica noastră să fie sub harul Tău, familia fiecăruia dintre noi să fie sub ocrotirea Ta și să alungăm din viața noastră toate ispitele vrăjmașului și neghina care domină câteodată viața noastră. Fă-o, Doamne, fă-ne capabil să o smulgem, să o aruncăm afară din casa sufletului nostru. Te invităm pe Tine să faci curățenie. Ajută-ne la aceasta prin harul Tău. Amin. Domnul să vă însoțească, frații mei, să vă întărească, să avem un sabat binecuvântat. Ne pregătim în acest sabat, în această seară, mâine după amiază și săptămâna viitoare pentru ocazia minunată de sabatul viitor, când începem săptămâna de rugăciune. Pregătiți-vă, rugați-vă să poată fi o ocazie sub harul Domnului. Domnul cu noi. Amin.